uitați și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Parlamentul nu se poate autodizolva, s-a expus astăzi Curtea Constituțională. Între timp, Igor Dodon i-a pus ultimatum Mae Sandu și a cerut să înainteze un candidat la funcția de prim-ministru până pe 1 februarie. Aveți două săptămâni să înaintați candidat la funcția de prim-ministru. Eu vă spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Iar președinta și-a început vizita la Bruxelles și s-a întâlnit astăzi cu șefa Comisiei Europene. Despre ce au discutat, aflați în jurnal. În ajunte popotează, oamenii s-au îmbulzit la catedrală pentru a lua gheazmă și nu s-a mai ținut cont de distanță fizică. Opozantul rus Alexei Navalny a fost arestat aseară la Moscova, unde a revenit din Germania. Statele Unite și Uniunea Europeană cere liberarea acestuia. Parlamentul nu se poate autodizolva, astfel s-a expus Curtea Constituțională asupra sesizării depuse de deputații PAS. Președintele Curții a reiterat că legislativul poate fi dizolvat dacă este imposibil să fie reformat guvernul și dacă Parlamentul nu votează legi timp de 3 luni. Fără argumentarea pretinsei neclarității a Constituției, ea nu interpretează Constituția având în vedere norme infraconstituționale sau conjuncturile politice ale momentului. Din acest motiv, astăzi magistrații de la Curtea Constituțională au declarat inadmisibilă sesizarea deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate privind posibilitatea autodizolvării Parlamentului. Dizolvarea poate opera doar dacă inactivitatea îi este imputabilă Parlamentului, nu și dacă îi este imputabilă altor autorități publice și actori politici. Așadar, Parlamentul se poate dizolva doar în cazul în care candidatura pentru funcția de prim-ministru propusă de președinte este respinsă de 2 ori, dar și în cazul în care forul legislativ nu adoptă legi timp de 3 luni. Deputații PAS au sesizat Curtea Constituțională pe data de 31 decembrie. Aceștia au cerut interpretarea Constituției în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată de 2/3 de voturi ale deputaților. Atunci, socialiștii spuneau că aceasta ar fi o încălcare a normelor constituționale. Igor Dodon vine cu un ultimatum în adresa Mae Sandu și cere să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru până la 1 februarie, când Parlamentul revine din vacanță. Nu a spus însă că PSRM va vota candidatura, lucru care ar putea duce la amânarea anticipatelor. Serviciul de presă al președinției ne-a spus că Mae Sandu își va anunța poziția când revine de la Bruxelles. Partidul Socialiștilor, cu cea mai mare fracțiune, cerem în mod categoric din partea președintelui desemnarea unei candidaturi la funcția de prim-ministru până pe data de 1 februarie. Aveți 2 săptămâni să înaintați candidat la funcția de prim-ministru. Eu vă spun, spuneți că nu v-am preîntâmpinat. Dodon și-a început discursul în stilul său cu o serie de acuzații la adresa Mae Sandu, unele din ele formulate și în campanie electorală. Ba la Zelenski, ba la Iohannis, ba vă duci cum mâncați coici prin Bruxelles. Midi. Apucați-vă de lucru, oamenii așteaptă rezultate. Ești președinte a țării. Șeful PSRM a declarat că inactivitatea Parlamentului pentru o perioadă de 3 luni este inadmisibilă. Deși afirmă că socialiștii pledează pentru alegeri parlamentare anticipate, Igor Dodon nu a vrut să spună dacă PSRM va vota sau nu pentru o eventuală candidatură la funcția de prim-ministru. În cazul în care ar accepta-o, asta ar veni în contradicție cu propria poziție anunțată, întrucât ar anula posibilitatea organizării anticipatelor, dacă și cei de la Pentru Moldova ar susține-o. Președintele țării trebuie să desemneze un candidat să-l propună Parlamentul. Nu înseamnă că noi să-l votăm. Cel mai probabil noi nu vom vota. Acesta nu a uitat să se laude cu vizita neoficială la Moscova și a ținut să menționeze că a insistat ca Rusia să ofere Moldovei vaccin anti-COVID. În cadrul unei întrevederi care a avut loc săptămâna trecută cu domnul Cozac, am convenit că Moldova va primi câteva sute de mii de vaccine rusești. Dodon a criticat-o pe Sandu pentru protestele împotriva guvernului. Președintele țării cere demisia guvernului, scoate lumea în stradă, în plină pandemie. Pentru ca la final de discurs să spună că va scoate mii de oameni în stradă dacă Mae Sandu nu dă curs ultimatumului. Noi ne rezervăm dreptul de a întreprinde toate acțiunile constituționale împotriva președintelui țării
și toate acțiunile legale, inclusiv proteste în masă față de uzurpatorii puterii de stat în Republica Moldova. Dodon a mai spus că toate fracțiunile politice din Parlament sunt chemate la discuții pentru a stabili ce e de făcut mai departe. Serviciul de presă al președinției ne-a spus că Maia Sandu va avea un comentariu la acest subiect miercuri, după ce va reveni de la Bruxelles. Anterior, președinta declara că nu propune un candidat pentru funcția de prim-ministru pentru că există riscul ca acesta să fie votat. Odată ce lacurile au înghețat, pescarii au dat iama la copcă, hainele groase, momeala și buna dispoziție le-au asigurat ziua. Fără probleme. Salvatorii au câteva sfaturi pentru cei care se aventurează pe gheață, vi le spunem în jurnal. Alexei Navalny, reținut aseară la revenirea la Moscova, rămâne în arest pentru 30 de zile până pe 15 februarie. Decizia a fost luată astăzi de o instanță de judecată. Oposantul rus s-a întors în Rusia, deși serviciile penitenciare au avertizat că nu vor ezita să-l aresteze, acuzându-l că a încălcat condițiile unei condamnări cu suspendare într-un dosar din 2014. Alexei Navalny a fost reținut în aeroport la puțin timp după ce a trecut de punctul de control al pașapoartelor. Avocatul său a cerut să meargă cu el, dar vameșii au refuzat, așa că opozantul rus și-a luat rămas bun de la soție și a urmat polițiștii, după ce aceștia l-au avertizat că vor folosi forța dacă el nu se supune ordinului. Navalny a decolat ieri după amiază din Berlin pentru a reveni în Rusia, deși autoritățile din țara sa au avertizat că ar putea fi arestat la sosire. El s-a îmbarcat într-un avion al companiei Pabeda, în care se aflau mai mulți jurnaliști. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют? Меня арестуют по прилету? Это же невозможно. Вы себя чувствуете себя героем, когда возвращаете на родину? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Авионul, la bordul căruia se afla Navalny, urma să ajungă pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar la scurt timp înainte de aterizare, pilotul a anunțat că din motive tehnice, aeronava a fost redirecționată la Sheremetyevo. Это же не просто власть каких-то отвратительных воров, но и совершенно ничтожных людей, которые занимаются какой-то ерундой. Ну, они действительно поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Ну просто зачем? Для того, чтобы, как там Путин сказал, да кому он нужен? Я прилетел сюда и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день. La Vnukovo, poliția a evacuat din terminalul aeroportului protestatarii care scandau numele lui Navalny și Rusia va fi liberă. 53 de simpatizanți, printre care și fratele lui Navalny, au fost arestați pe aeroportul Vnukovo. Здесь мой дом, я приехал сюда и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Într-un comunicat emis aseară, serviciul penitenciar al Rusiei a transmis că liderul opoziției a fost căutat din 29 decembrie 2020 pentru că a încălcat în mod repetat perioada de eliberare condiționată, precizând că Navalny va rămâne în arest până la procesul de judecată. Activistul a fost dus ulterior la o secție de poliție din Moscova, unde a petrecut noaptea. Сегодня сказал, что он не боится. Я тоже не боюсь. И вас я призываю не бояться. Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut eliberarea opozantului. Secretarul american de stat, Mike Pompeo, a spus că autoritățile ruse încearcă să reducă la tăcere criticii. Marea Britanie, Franța, Italia și președintele Consiliului European au transmis de asemenea cereri de eliberare a lui Navalny. Opozantul rus a fost otrăvit în luna august a anului trecut, când se afla în Siberia. După ce a fost spitalizat mai multe zile,
a fost dus în Germania pentru tratament de urgență. S-a recuperat și și-a exprimat intenția de a reveni în Rusia. Navalny a dat vina pentru otrăvire pe serviciul secret al Rusiei la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzațiile. Înghesuială după aghiazmă, în ajun de Popotează, zeci de credincioși s-au adunat astăzi în scoarul catedralei după apă sfințită și mai nu s-au călcat în picioare. De distanță fizică nu s-a mai ținut cont și niciun polițist nu se afla în preajmă ca să-i atenționeze pe oameni. După ce preoții de la Catedrala Metropolitană au sfințit apa, oamenii s-au înghesuit cu diferite vase pentru a le umple. În fiecare an venim, da, și o folosim la sărbători, dimineața, înainte de mâncare, câte o cățăc din afară și coleg de gheasă. Și pentru cine ați luat apă? Pentru noi, că n-am luat mult, o garafă. Tudor povestește că în fiecare an vine la catedrală după aghiazmă și atât cât poate duce. Când ești bolnav, dimineața, pe mine mâncate, tot ne folosim gheasă. Acum ne ducem și străchim via, străchim casă. Iar Constantin susține că în tinerețe obișnuia să se scalde de Bobotează cu prietenii. La nepoți, 3 litri am luat. Ne poți, dăm șoșina, noi nu ne scaldăm cu frig. Niciodată nu v-ați scaldat? Da, când eram tânăr, ne scaldam. Dacă eram la țară, ne ducem acolo, ne scaldam la iațeală și dăm, vinem acasă. Ne îmbrăcam deodată. Pe scările din scoară am surprins câteva femei care vindeau sticle din plastic, dar și buchețele din busuioc. Lidia are 82 de ani și povestește că vinde aici de sărbători pentru a face un ban. Spune că este greu să stea mult timp în frig, dar nevoia o scoate din casă. Sticle. Sticle. De unde le-ați luat? De acasă. Aha, le-ați strâns toate acestea? De la zecini, da, ne-o dat, care am băut tătă vară, noi, apă. Cu cât vindeți atât sticlele? Un leu, 2 lei, 3 lei, gata. Până la 3, ia ca mai mari de 3. Înțeleg că pensia mică nu va ajunge ca supraviețui? Nu, dar pe căldura cât vine? 2000. Pensia e mai mictică. Da cât? Cât este pensia? 1800. Căldura e 2000. Numai căldura. Deși în fiecare an de Bobotează oamenii se îmbulzesc pentru a lua aghiazmă, astăzi niciun polițist nu a fost în preajma catedralei ca să atenționeze lumea să păstreze distanța fizică, având în vedere că e pandemie. Am văzut 3 agenți, dar care stăteau și ei la rând după apă sfințită. Mâine creștinii vor sărbători Bobotează pe stil vechi. Această sărbătoare reprezintă botezul lui Iisus în apa Iordanului. Bobotează alături de ziua Sfântului Ioan Botezătorul, marcată pe data de 20 ianuarie, încheie șirul sărbătorilor de iarnă. La Centrul de Sănătate din Cricova, unde locuitorilor le erau prelevate probe la coronavirus afară, prin geamul instituției, a fost sistată testarea. Decizia a fost luată de autoritățile municipale. Acum 2 săptămâni, când o persoană s-a plâns de acest lucru, directorul centrului spunea că nu este o altă soluție. Astăzi, acesta declară că locuitorii sunt testați acasă de echipele mobile. Aprobarea testelor COVID-19 pentru populația din Cricova este organizată suplimentar și la Centrul Medicilor de Familie numărul 10. Cortul de pe teritoriul instituției a fost demontat și a fost amenajat izolatorul pentru pacienții suspecți la infecția COVID-19. Asta a anunțat astăzi șefa Direcției Asistență Socială și Sănătate din cadrul primăriei, după ce acum 2 săptămâni au apărut imagini cu o pacientă căreia i se prelevau probele afară în ploaie. Atunci am găsit și alte persoane care erau examinate afară, iar în încercarea de a afla de ce nu sunt lăsate să intre în interiorul centrului de sănătate, ni s-a spus că... Domnișoara, pur și simplu vreau să mă întreb. Și eu m-am uitat să văd care e situația. Și de ce afară și nu în interior? Păi repede, am vrut să văd care e situația, că eu sunt de acord că asta nu a fost corect. Astăzi, directorul instituției ne-a spus că pacienții erau testați la geam pentru ca angajații medicali să nu umble din casă în casă. După tot reportajul și la care noi am sistat, noi n-am făcut nicio încălcare. Tot noi am procedat în interesul pacienților. Mai ușor ca pentru echipă am făcut ca să nu umble pe acasă. Însă s-au găsit pacienți care nu le-au convenit și am fac interpelări la din nou. Nu știi pe oameni cum se nimerește. Imaginile cu femeia care a fost testată în ploaie a stârnit multe reacții pe rețelele de socializare. Oamenii cerând demisia administrației. Acum, directorul susține că echipele mobile vor merge acasă la cei suspecți pentru a fi prelevate probe.
Pregătirile pentru ceremonia de investire a echipei Biden-Harris au intrat în linie dreaptă cu două zile înainte de depunerea jurământului. Capitala federală arată ca o cetate fortificată. Metropola este împânzită cu bariere formate din blocuri de beton și sârmă ghimpată, iar mii de soldați din Garda Națională patrulează permanent. Instalarea unui nou președinte la Casa Albă are loc de obicei în prezența sute de mii de spectatori. Joe Biden va avea însă parte de o inaugurare diferită. După violențele din 6 ianuarie de la Capitoliu, capitala Statelor Unite s-a baricadat. Autoritățile americane nu sunt dispuse să riște ca astfel de scene să aibă loc în momentul instalării lui Joe Biden la Casa Albă. It's definitely different downtown, seeing everyone with like large guns and tanks and things like that, and people have had trouble commuting into the city for sure. Because of all the blockages and things like that. So, I think it's been more quiet so far the past 5 days. În centrul orașului, multe magazine și clădiri de birouri au fost deja închise cu plăci de lemn. Toate echipele FBI din cele 50 de state sunt în stare de alertă, iar militarii Gărzii Naționale au împânzit capitala americană. I hope everything just goes smoothly and calmly with no hiccups. I hope nobody comes from either side because of COVID. And everything else. So I hope it's just an easy and simple transition. Ceremonia de investire a noului președinte se transformă în spectacol pentru sute de mii de americani care se deplasează în capitala federală. Oamenii privesc de pe esplanada Capitoliului depunerea jurământului. De această dată, I want to reiterate my request to Americans to enjoy this 59th inauguration of the President of the United States and the Vice President of the United States. I'm from home. Și asta nu este nici pe departe totul. Viața publică va fi practic paralizată miercuri la Washington. Toate saloanele de coafură și sălile de fitness rămân închise, iar rezervările la hoteluri au fost anulate. Perimetrul de securitate include, de asemenea, Curtea Supremă și celebra Biblioteca Congresului. Doar persoanele acreditate vor putea intra în zona restrânsă și supravegheată de peste 25.000 de soldați ai Gărzii Naționale. La primul mandat al lui Barack Obama, 1,8 milioane de americani au fost prezenți la ceremoniile din inima Washingtonului. Și dacă tot vor urmări ceremoniile de acasă, americanii au primit de la al 46-lea președinte un playlist de inaugurare din 46 de piese. Lista conține melodii rock, hip-hop și hituri actuale. La ceremonie se vor auzi piese ale artiștilor Beyoncé, Dua Lipa și Led Zeppelin. Inaugurarea lui Joe Biden și a Kamala Harris va avea loc miercuri 20 ianuarie. Ceremonia va începe la 15:30 ora Moldovei. Donald Trump a anunțat că nu va participa și că va părăsi Casa Albă în dimineața aceleiași zile. De cum au înghețat lacurile, pescarii sunt în acțiune. Aceștia și-au luat hainele groase și-au pregătit momeala și s-au aventurat pe gheață. Oamenii spun că nu le este frică și că de mult așteptau să meargă la copcă. Salvatorii atenționează să fie prudenți și să pescuiască acolo unde stratul de gheață depășește 8 cm. Lacul Ghidighici, aflat la doar câțiva kilometri de capitală, e împânzit astăzi de pescari. După ce două nopți la rând am avut temperaturi sub minus 10 grade, pe lacuri s-a format gheață. De exemplu, aici, stratul de gheață format depășește 5 cm. Așa că pescarii nu au ezitat să-și scoată undițele, să se echipeze cu haine călduroase și să pornească pe gheață. Așa a făcut și Gheorghe. Bărbatul ne-a spus că nu este frică să înainteze pe gheață, întrucât aceasta este rezistentă. Pe 5 cm ținut. Ține, dar pe eu cât băie pe gheață. Fără probleme. Deși e pentru prima dată anul acesta la pescuit pe gheață, bărbatul speră că va pleca acasă cu mult pește. Cum a fost anul trecut? Puțin. Nu a fost gheață. Pescarii veniți cu sania, cu bicicleta sau pe jos ne-au spus că au așteptat de mult timp ca pe lacuri să se formeze gheață. Unii dintre ei au reușit să mai prindă câte ceva. Totuși, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu o serie de recomandări îndemnând oamenii să fie prudenți. Pentru ca aflarea pe gheață a lacurilor să nu prezinte pericol, temperatura aerului trebuie să înregistreze valori negative
mai multe zile consecutiv. Oscilarea temperaturii duce la formarea podului de gheață, însă acesta nu este rigid și reprezintă pericol pentru oamenii care aleg să meargă, să patineze sau să pescuiască. O atenție sporită este acordată minorilor. Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă în cazul în care stratul de gheață nu depășește 8-10 cm. Sperați că în acest an pandemia ne va permite să călătorim și încă nu știți unde să mergeți. Pasionații de travel au făcut un top cu locuri de vizitat în 2021. Insulele Mariane de Nord, Țara Galilor sau Islanda sunt doar câteva destinații, în top este și România. Imediat la știri, vă alegeți locul unde v-ar plăcea să mergeți în vacanță. Președintele Maia Sandu și-a început astăzi vizita sa oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali europeni, printre care și șefa Comisiei Europene. Le-a mulțumit acestora pentru sprijinul acordat țării noastre, precizând că integrarea europeană nu este un termen abstract, ci un plan de lucru. De dimineață, președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În fața presei, cele două și-au scos pentru câteva secunde măștile de protecție pentru a le permite fotografilor să facă poze. După care și-au pus măștile la loc și s-au retras pentru discuții. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a spus că i-a mulțumit șefei Comisiei Europene în numele său și al Republicii Moldova pentru susținerea oferită de-a lungul anilor în diferite domenii. Am accentuat că pentru noi integrarea europeană nu este un termen abstract, este un plan de lucru pentru a construi un stat cu instituții funcționale, puternice și pentru a îmbunătăți situația din țară prin proiecte de cooperare concrete, a scris Maia Sandu. Totodată, șefa statului a mai vorbit și despre importanța accesului mai rapid la vaccinuri anti-COVID-19 pentru moldoveni și necesitatea de a asigura sistemul de sănătate cu echipament de protecție, dar și despre importanța asistenței financiare pentru țara noastră în următorii ani. Mă bucur să o întâmpin pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova la Bruxelles. Felicitări pentru câștigarea unui mandat puternic pentru schimbare. Puteți conta pe sprijinul UE pentru agenda reformatoare pe care o aveți, inclusiv în domeniul judiciar și în atât de necesara muncă anticorupție, lupta împotriva COVID-19 și redresarea economiei, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter după întâlnire. Maia Sandu i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de UE țării noastre și înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, pe care l-a salutat prin atingerea cotului. Președintele l-a invitat pe Borrell într-o vizită oficială la Chișinău. Astăzi, Maia Sandu urmează să se mai întâlnească și cu alți oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, dar și comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn. Mâine, în cea de-a doua zi a vizitei oficiale, președintele Maia Sandu va avea întrevederi cu premierul belgian și cu regele Filip al Belgiei. Aseară, Sandu s-a întâlnit la Bruxelles cu procurorul șef al parchetului european, Laura Codruța-Chioveși, cu care a vorbit despre sistemul de justiție din țara noastră. Aceasta este a doua vizită în străinătate a Maiei Sandu de la preluarea mandatului de președinte. Prima a fost pe 12 ianuarie la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Zelensky, dar și cu alți oficiali ucraineni. La Bruxelles, Maia Sandu a plecat cu un avion de rută, fiind însoțită de consilierul său în domeniul politicii externe și directorul adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Pentru că e pandemie, în acest an, maestrul Gheorghe Urschi a primit urări de la mulți ani la geamul casei sale. Cei mai apropiați prieteni au cântat și au dansat afară pentru a face voie bună, iar simbolul anului nu a lipsit nici de această dată. Actorul a împlinit astăzi 73 de ani. Deși afară erau minus 9 grade, artiștii au cântat și au dansat minute bune pentru maestrul Gheorghe Urschi. Iar acesta, ca de fiecare dată, a fost emoționat până la lacrimi. De 14 ani, prietenul marelui umorist Vladimir Garsta vine neapărat în vizită pentru a-i spune la mulți ani maestrului. Astăzi, acesta a venit alături de orchestră și nu a lipsit taurul, simbolul anului 2021. Ne-am strâns din nou, am venit să-l felicităm pe domnul Urschi. Nu stricăm tradiția, să mergem mai departe. Sperăm că următorul an a să fie un an fără pandemie. Vedeți că anul acela am venit cu vii, dar anul ăsta fiind cu toate
urmările care sunt, am hotărât să-l deghizăm pe Goțe în Tower. Într-un an tot eram ghiricit, eram îmbrăcat în costum de maimuță. Ia că așa, și ținem cu tradiții și am venit împreună, desde dimineață. Interpreta Mariana Mihăilă spune că are o relație aparte cu maestrul și că de fiecare dată vine cu mare drag în vizită la el. El pentru mine este ca un bunic. Deci este ca un prieten de viață, pentru că atunci când am colaborat, mi-a dat atâtea sfaturi. De fiecare dată când se lansează așa vreo provocare, eu nu pot să refuz, chiar dacă, nu știu, e minus 10 grade. Anul trecut, Regele Umorului a avut o adevărată sărbătoare, unde mai mulți artiști au venit să-i cânte și să-i ureze sănătate, iar în dar a primit un șoarece, simbolul anului. Happy birthday, Mr. Ursi. În cei 40 de ani de activitate, Gheorghe Urschi a scris cărți și piese de teatru. A avut și roluri în filmele Cine ar vonește, Acela plătește, Văleu, Văleu, Nu turna și Fenta. Umoristul a devenit cunoscut în special datorită emisiunilor umoristice pe care le realiza. Fă, dă-ți merge minte, fă! Așa zici și toată lumea? Rusca dracului, dar oriunde-ai fost dumneata două zile și două nopți? Ultima dată Gheorghe Urschi a ieșit în scenă în 2011 într-un turneu din România. În luna iunie a aceluiași an, el a suferit un atac cerebral. Astăzi, Gheorghe Urschi a împlinit 73 de ani. Deputatul PAS Dumitru Alaiba cere de la Andrei informații despre prețurile la carburanți din ultimii 10 ani. Acesta crede că agenția ar fi controlată politic, deoarece majorările și ieftinirile coincid cu agenda celor de la guvernare. Responsabilii de la Andrei susțin că vor examina orice demers și vor veni cu un răspuns. Precizează însă că de anul trecut petroliștii își stabilesc singuri prețurile. Atunci când suntem în prag de alegeri, nu există aceste scumpiri sau sunt uneori chiar și ieftiniri, așa, populiste, așa cum am văzut nu odată, dar am zis să vedem pur și simplu informația oficială, o să o suprapunem cu ciclurile electorale și atunci o să trebuiască să vedem și să avem explicații mult mai convingătoare decât asta e legea sau una alta. Totdeauna, cumva, conform legislației, coincide cu intențiile și agenda politică a celor care la momentul dat sunt la guvernare. Dumitru Alaiba susține că aceste coincidențe i-au dat motive să creadă că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este controlată politic. Am cerut pur și simplu informație oficială, știu că ea este publică, dar informație oficială remisă de la regulatorul în energetică, de la ANRE, referitor la cronologia scumpirilor sau ieftinirilor tarifelor, prețurilor, piețelor reglementate de ANRE. Din motiv că, cel puțin, asta este percepția mea și nu-i doar a mea în societate, că imediat ce trec alegerile, încep scumpirile la energie și invers. ANRE va examina orice demers din partea deputaților Parlamentului Republicii Moldova sau alte instituții de stat și va răspunde în conformitate cu competențele pe care le deține. La moment, cancelarea ANRE nu a înregistrat solicitarea domnului Alaiba. Totodată, responsabilii de la ANRE susțin că nu mai stabilesc prețurile pentru carburanți, aceste atribuții revenind importatorilor de produse petroliere. Urmarea modificării de către Parlament a legii 461 privind piața produselor petroliere, prețurile pentru comercializarea cu amănunt a carburanților se stabilesc de către companiile de sector. Astfel, ANRE nu poate interveni în procesul de stabilire a prețurilor pentru produsele petroliere. Cine acum stabilește plafonul pentru prețul la carburanți? Nu există nicio instituție în Republica Moldova care stabilesc prețurile plafon. Din 2016, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabilea odată la două săptămâni prețurile plafon la benzina și motorină, însă în martie 2019, agenția a aprobat o metodologie nouă. Conform acesteia, petroliștii stabilesc singuri prețurile fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%. În caz contrar, se pot alege cu sancțiuni și pot rămâne fără
licență. În termene de 3 zile de la afișarea noilor prețuri, petroliștii urmează să prezinte calculele la ANRE. La începutul anului trecut, după un șir de majorări, fostul premier Ion Chicu vorbea despre o posibilă revenire la vechea modalitate de stabilire a prețurilor plafon de către ANRE. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Astfel că acum, potrivit experților, autoritățile nu au pârghii de verificare a costurilor pentru combustibil importat și cel comercializat la nivel internațional. Se întâmplă și la case mai mari. Mașina președintelui raionului Stroșeni a avariat altele două după ce oficialul a ieșit din automobil și a uitat să tragă frâna de mână. Incidentul a avut loc chiar în fața Consiliului Raional din oraș. Poliția susține că a înregistrat cazul, iar Pavel Tamaciuc riscă să fie amendat. Acesta a evitat să ne ofere un comentariu. La scurt timp după ce Pavel Tamaciuc și-a parcat mașina de serviciu în fața Consiliului Raional Strășeni, aceasta a luat-o la vale. Vehiculul a trecut peste o parcelă de pământ, avariind două automobile parcate la câțiva metri distanță. Potrivit poliției din Strășeni, care a refuzat să ne ofere prea multe detalii, oficialul a ieșit din mașină și a uitat să tragă frâna de mână. El s-ar putea alege cu o amendă dacă nu va ajunge la o înțelegere cu proprietarii mașinilor avariate. Tot la Strășeni, vicepreședintele raionului Ion Ursu a fost surprins cum ar folosi mașina de serviciu în scopuri personale, în afara orelor de serviciu, pentru a merge la cumpărături sau în vizită la părinți. Ion Ursu neagă acuzațiile. Am mașină de serviciu și o folosesc în scopurile de serviciu. Ține de atribuțiile mele de serviciu, ăsta e tot traiul Strășeni. Asta înseamnă 60 de kilometri într-o direcție. Da, mașina dumneavoastră a fost surprinsă în timp ce mergeați la cumpărături sau în timp ce ați fost la părinți la țară? Vorba de localitatea Lozva, care e din raionul Strășeni și care avem aici o sumetenie de activități. Avem școală, avem investiții, construcții de drumuri. Sursele care mi-a spus spun că era sărbătoare și dumneavoastră ați fost, de fapt, în vizită la părinți. Noi uneori și de sărbători lucrăm. Potrivit unei dispoziții a Consiliului Raional Strășeni, vicepreședintele nu poate folosi mașina de serviciu în scopuri personale, iar la sfârșitul zilei de muncă, automobilul trebuie să rămână parcat pe teritoriul adiacent al Consiliului Raional. Peste 100 de manifestanți au fost arestați în cursul unei adunări la Amsterdam. Circa 2000 de persoane au protestat față de restricțiile introduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 și față de guvernul olandez care a demisionat vineri. Poliția a folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Manifestanții, printre care mulți nu au respectat măsurile sanitare impuse, au aruncat cu pietre în direcția forțelor de ordine. Mii de oameni au participat ieri la Amsterdam la o manifestație neautorizată împotriva guvernului olandez și a lockdown-ului decis în contextul pandemiei de coronavirus. Aceștia s-au adunat după amiază în centrul capitalei olandeze, răspunzând unui apel lansat pe rețele sociale: nu mai votați niciodată pentru cabinetul Rutte. Premierul olandez Mark Rutte și-a anunțat vineri demisia, precum și a guvernului său, după ce mii de părinți au fost acuzați în mod greșit de fraude legate de ajutoare financiare primite în perioada 2013-2019. El a informat că va gestiona problemele curente ale țării până la legislativele de pe 17 martie pentru a evita perturbarea gestionării pandemiei. Până mai ieri împodobiți cu globuri strălucitoare, brazii încep să răsară pe lângă tomberoane, ori sunt abandonați printre blocuri. Ca să nu aglomereze platformele de gunoi, autoritățile îndeamnă pe oameni să ducă pomii la punctul de colectare de la stația de epurare. Acolo brazii vor fi reciclați și transformați în îngrășământ. Pe trotuare, în preajma terenurilor de joacă sau pe lângă platformele de gunoi, poți găsi brazi aruncați. Acest bărbat spune că și-a scos bradul din casă după Sfântul Vasile și l-a dus la gunoiște neștiind cum să procedeze. L-am dus cu mașina chiar la Bubuieci, la gunoiște. Sperăm acolo, îl curățe într-un reciclabil. Se face îngrășăminte, se fac brichete la foc. L-am dus așa, ca la lemn. În sectorul Buiecane am găsit mai mulți brazi sau crengi lăsate lângă platforma de gunoi. Unele crengi au fost lăsate chiar sub geamurile unui bloc. Această femeie nu crede că pomii ajung la reciclare, ci sunt aruncați împreună cu gunoiul. Se aruncă undeva în afara orașului, la o groapă. Acest bărbat spune că va mai ține bradul împodobit câteva zile, iar ulterior îl va duce la gunoi. De acolo nu știe ce se va întâmpla cu pomul. Asta mă jnăjești.
для растопки, может быть, кто-то использует. Acest brand a fost lăsat pe trotuar chiar lângă ușa unei companii. Potrivit autorităților, agenții economici, instituțiile sau organizațiile sunt îndemnate să-și transporte brazii separat la punctul de colectare. Potrivit șefului întreprinderei Spații Verzi, cei de la Direcția Locativ Comunală vor începe colectarea brazilor în această săptămână. Până acum nu erau. Un agent economic depinde de ce are mulți brazi, tot același agent economic poate să-i pune pe platformele unde se colectează gunoiul și tot așa o să fie transportat de Direcția Locativ Comunală. Platforma de reciclare se află lângă stația de epurare. Acolo brazii vor fi tocați și transformați în rumeguș care va merge la compost. Trebuie să fie la o distanță de clădirii unde locuiesc oamenii. Alt loc nu am avut. Împreună cu AP Canal, acolo se mai folosește și neamul. În amestec cu frunzele care se mai colectează pe oraș, iarba fermentează. Potrivit lui Sergei Carp, îngrășămintele vor fi folosite la amenajarea spațiilor verzi din oraș. Artiștii cer Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică să le permită să țină concerte și să fie egali în drepturi cu colegilor din teatre care din 13 ianuarie și-au reluat activitatea. Interpreții și instrumentiștii consideră că o sală de concert e la fel de sigură ca una de spectacole. Artiștii au expediat demersuri la Ministerul Culturii, dar și responsabililor din comisie și așteaptă un răspuns. Doar în sala de repetiții, instrumentele artiștilor mai răsună. Mihaela Gafiță, dirijorul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, spune că se bucură pentru colegii de la teatru, însă crede că autoritățile fac o nedreptate, interzicând concertele. Vrem același lucru să fie și pentru noi acceptat. Sunt dependenți de venituri ca și toată lumea, deci dacă mergem la o benzinărie, nu facem plinul gratis. Foarte important este să avem contactul cu publicul, pentru că după acea pauză de 5 luni, când n-am avut concerte deloc, s-a întâmplat, de exemplu, un fenomen care pe mine personal m-a uluit. Am avut cu toții emoții atât de puternice, destructive, apropo. Chiar dacă primesc salarii în această perioadă, concertele private erau vitale ca să se poată întreține, spun artiștii. Salariu, dar concertele care trebuiau să fie în privat erau contraplată și sigur că ne ajutau. Mai ales în perioada aceasta, când s-a început și căldură, trebuie de plătit. Vali Boghean este printre artiștii care au ținut un concert la Palatul Național chiar înainte de a fi impusă restricția și spune că spectatorii respectau regulile. Chiar am avut persoane înalte de stat aici în sală. În mod special vreau să spun de domnul primar, care a remarcat că s-au ținut cont de mare strictețe de aceste reguli. Ceea ce înseamnă că oamenii care vin la concerte, oamenii care își doresc această hrană de artă, ei sunt mult mai responsabili. Noi, artiștii, nu ne putem deviza sau ne împărți că ăștia acum le-i bine sau nu. Nu, nu, la toți ne este greu. Artistul trebuia să țină un concert și cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate, dar cum pandemia a închis scenele, a marcat evenimentul printr-un film. Un artist nu e cel care poate primi numai ceva. El este cel care trebuie să se împarte. E o carte de vizită biografică, 10 ani de trupă. Noi relatăm acolo cum se poate un băiat cam așa de mic cum eram de la țară să ajungă până aici. Chiar dacă sala Palatului Național are o capacitate de 1800 de locuri, iar spectatorii puteau respecta o distanță de 1,5 metri, artiștii pe scenă nu au mai urcat, iar de la sfârșitul lunii noiembrie concertele au fost suspendate. Nu găsesc nicio explicație, nu este nici logică. Până la asta, credeți-mă, era probabil că o instituție e cea mai sigură. Durata spectacolului nu depășea 2 ore. Se vindea un loc sau 2 alături și peste 2 locuri erau intrări, ieșiri separate. Erau măști, erau dezinfectanți la fiecare pas. Și în fiecare lună noi chemam o firmă specializată care dezinfecta tot palatul. Artiștii le cer autorităților să ridice restricția. Noi, Filarmonica, colegii noștri de la Palatul Național și Sala Corg, am făcut demersurile necesare. Eu înțeleg că este o eroare care trebuie neapărat corectată și cât mai repede posibil, pentru că noi ne-am propus foarte multe spectacole interesante. Începând cu 28 noiembrie, autoritățile au interzis activitățile cu prezența spectatorilor. Pe 13 ianuarie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a permis doar redeschiderea teatrelor. Nu am reușit să luăm legătura cu responsabilii de acolo pentru a ne spune de ce nu au fost ridicate restricțiile și pentru sălile de concert.
Dacă anul 2020 a omorât aproape toate vacanțele, anul acesta pare plin de speranță, mai ales prin prisma călătoriilor. Pasionații de travel au făcut un top cu locuri de vizitat în 2021. În insulele Mariane de Nord ai parte de golf, iar în Egipt de cel mai clar cer. Și România este pe lista celor 52 de locuri din lume de care să te îndrăgostești în acest an. Teleportează-te pe o plajă extinsă. În stânga ta ai un castel de poveste, iar dealurile din zonă le poți străbate călare. Seara savurezi o bere locală într-un pub prietenos. Dacă îți place asta, poți să tragi o fugă în Țara Galilor de Sud. În insulele Mariane de Nord ai parte de golf, scuba diving sau poți nota în lagună. India și Iranul sunt renumite pentru Grand Bazar și piețele de condimente. Vizitatorii spun că aici au întâlnit cei mai vorbăreți și curioși oameni din lume. Dacă ajungi în Egipt, ar fi bine să noptezi în deșert, unde ai parte de cel mai clar cer. Dacă vrei să te cațeri pe pereți de gheață și să admiri aurora boreală, poți alege Islanda. În insula Aruba din Caraibe ai parte de nisip alb și poți nota cu broaștele țestoase. Andros din Grecia e renumită pentru plaje, dar și pentru petreceri. După pandemie, cu siguranță va fi luată cu asalt de oamenii dornici de dans. Dacă vrei un apus senzațional pe care să-l privești de pe placă de surf, poți merge în Peru. Nici România nu e de lăsat deoparte. Apare și țara vecină în acest top și e recunoscută de vizitatori pentru satele pitorești și Țuică. Totodată, într-un top realizat de The Independent, care a ales 9 orașe din Europa care îți pot atrage atenția anul acesta, este Timișoara. Timișoara a mai fost numită și Mica Viena, asta datorită arhitecturii, istoriei bogate și a amestecului de culturi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Elena Javela. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 0221 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!